În timp ce Administrația Națională a Penitenciarelor s-a blocat în legea bruiajului, deținuții au descoperit că răușii perfecții ai telefoanelor mobile în pușcării, dronele, aparatele zburătoare au fost identificate încă de anul trecut pe raza penitenciarelor Ploiești, Giurgiu și Miercurea Ciuc, dar conducerea ANP tot nu a luat măsuri, o spun chiar ofițerii din sistem pe site-ul sindicatului lor. Alarmant este că telefoanele ajung de cele mai multe ori pe mâna unor membri ai grupărilor mafiote care comit înșelătorii din pușcărie. Ca să-i prindă pe făptași, polițiștii și procurorii au descins de nenumărate ori prin penitenciare în căutarea suspecților și telefoanelor. De astfel de imagini au avut parte gardienii din Ploiești, Giurgiu și Miercurea Ciuc, care s-au trezit într-o zi cu un alt tip de cărăuși de nădejde al deținuților pe care îi păzeau. Cu ajutorul dronelor, rețelele inventive, persoane din anturajul infractorilor sau foști deținuți introduc în sectoarele de deținere din penitenciare telefoane, accesorii de telefoane și droguri, scrie Cosmin Dorobanțu pe site-ul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor. Faptul că în penitenciare nu există sisteme care să bruieze atât dronele cât și semnalul telefoanelor nu face nimic altceva decât să dea frâu liber inventivității deținuților. Practic, pușcăriașii au ajuns să sune la diverse persoane pe care le anunță că fiica sau fiul a fost implicat în accident. Lipsiți de scrupule, infractorii știu că le creează, în special persoanelor vârstnice, un șoc emoțional când anunță teribila veste și la momentul oportun le cer bani sub pretextul că îi vor ajuta. Unde se ajunge? În momentul când s-a dus dânsa și a ridicat micul receptorul, eu atât am auzit-o din bucătării, aoleu, cum ti s-a întâmplat? Eu, ceva mi s-a părut în neregulă și am fugit în sufragerie, când deja a început să plângă și trembura, suferă cu inima. Și atât a zis, Denis, nu se poate. Denis fiind fiul meu, cineva a sunat și a zis că mama m-a ajuns în București, am făcut un grav accident. Bărbatul povestește că soția a intrat în șoc și e ferm convins că dacă nu ar fi fost lângă ea, aceasta ar fi dat și ultimul ban pentru copil. Însă omul și-a dat seama că băiatul nu are ce să caute în capitală și l-a sunat. A fost momentul când au realizat că este o înscenare a unor escroci. Și nu de puține ori, polițiștii și procurorii au descins în pușcării după ce oamenii au fost păcăliți prin vestita metodă a accidentului. Se desfacem. Nu vreau să întrebi ceva aici, că e lipită cu scoci. Le desfacem acum. Inculpații din penitenciar sunt cei care au avut inițiativa comiterii faptelor. Aceștia au apelat la persoane din afara penitenciarelor, complicii din afara penitenciarelor fiind persoanele care ridicau sumele de bani trimise de persoanele vătămate. Rămâneți, vă rog. Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat la solicitarea B1 TV că deocamdată se lucrează la caietul de sarcini și fișa de date pentru demararea procedurii de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de servicii destinat blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din sistemul penitenciar, după care vor identifica și pușcăriile unde se vor monta sistemele de bruiaj. Toate acestea în condițiile în care legea care prevede montarea unor astfel de instalații în penitenciare este în vigoare de mai bine de un an. B1 TV continuă dezvăluirile despre problemele celui mai puțin reformat segment al sistemului judiciar românesc.